A fost de ajuns să treacă sărbătorile de iarnă pentru ca episodul dinaintea Crăciunului de la marginea orașului, în care sute de oameni au devenit bătaia de joc a unora, să fie dat uitării. Concret, este vorba de sărmanii orașului, care asemenea tuturor și-au dorit să aibă și ei ce pune pe masă de sărbători. Și mai concret, este vorba despre programul european prin care sunt distribuite alimente din partea Uniunii Europene unor categorii de persoane considerate vulnerabile. La Botoșani, aceasta a demarat cu întârziere față de alte județe ale țării, dar și cu lupte între beneficiari și polițiștii locali. Primarul Ovidiu Portariuc a citit în presă ce s-a petrecut la marginea orașului și a dat o dispoziție prin care Cosmin Andrei prelua serviciul public local de asistență socială și prin care totodată a cerut constituirea unei comisii de disciplină pentru directorul acestei structuri, liberalul Dorin Burlacu. La două săptămâni distanță însă lucrurile au revenit la normal, iar cozile au devenit istorie. Am dublat numărul persoanelor care instrumentează documentele pentru cetățenii care primesc aceste alimente, astfel încât să înjumătățim timpul de așteptare. Acest lucru a dat rezultate. De asemenea, am mai luat decizia împărțirii a unui număr de aproximativ 500 de bonuri pentru fiecare zi lucrătoare în care se distribuie aceste alimente. Bonuri care au trecut ziua și ora aproximativ în care cetățenii pot veni pentru a primi aceste alimente, pentru a nu mai sta la rând. Deocamdată s-a pus în stand-by decizia pentru deschiderea celui de-al doilea punct de livrare al alimentelor. Totodată, Cosmin Andrei consideră că nu se mai impune cercetarea disciplinară a lui Dorin Burlacu, fiindcă nu ar fi răspunzător de aglomerația produsă la incubatorul de afaceri. A fost receptiv la sugestiile pe care le-am transmis, astfel încât distribuția alimentelor să fie făcută în condiții satisfăcătoare pentru cei care au stat multe ore la curs. Și se mai impune acum o comisie disciplinară? Din punctul meu de vedere, nu. Viceprimarul Marius Buliga și primarul Ovidiu Portariuc au fost cei care au considerat că Dorin Burlacu nu a gestionat în mod corespunzător modul în care s-a dat startul la programul european de ajutorare a persoanelor defavorizate.